Bună! Eu sunt Andreea, de la Andreea în lumea cărților, iar astăzi am revenit cu un nou videoclip în care am să fac un unboxing, primul meu unboxing pe acest canal. Am aici un colet de la Books Express. Este prima mea comandă la această librărie online și sunt foarte, foarte încântată. Așa arată pe partea cealaltă și scrie... Îți aducem orice carte din lume pentru profesia și pasiunile tale, Books Express, librarul tău personal. Și aici este un cățeluș super drăgălaș. Am să vă las în descriere link către site-ul lor în caz că vreți să comandați ceva de la ei. Și acum haideți să trecem la desfăcut. Cred că este lipit cu bandă dublu adezivă, cu scotch dublu adeziv. E foarte lipicios și foarte bine lipit. Ok, am reușit. Wow, deci arată super. Aici scrie, îți mulțumim foarte mult și are o pisicuță super drăguță. Am să scot pe aici, pe jos, tot ce se află aici. Wow! Sunt foarte, foarte multe chestii și sunt foarte, foarte încântată. În primul rând avem scrisorica de la Books Express, care are aici ștampila de la Books Express și buburuză verde. În spate scrie... Books Express, să-ți aducem orice carte, la fel cum scrie și pe cutie. Și aici avem un sticker, care arată cam așa. Cred că am să-l lipesc pe dulapuri sau undeva pe perete, sau pur și simplu am să-l păstrez așa. Iar aici avem scrisorica, care are aici un citat scris de J.K. Rowling. Super drăguț, mulțumesc mult! Am să le pun la loc. Sunt foarte, foarte drăguțe și tot ce trimit ei este foarte drăguț. Îmi place foarte mult de ei. Da. Apoi, avem aici un... steguleț cu pe care scrie 20 de ani de Harry Potter de la lansarea primului volum. Este la fel pe ambele părți și scrie data, când se sărbătorește și e foarte drăguț. Cred că am să-l agăț pe aici prin spate în bibliotecă. Apoi am un semn de carte, arată cam așa pe partea aceasta, are toate casele de la Hogwarts, aici este Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin și Ravenclaw, iar aici sunt cărțile din cele două ediții, cele cu copertă cartonată și cele cu... copertă paperback. E foarte lat față de un semn de carte normal și e foarte drăguț. Iar acum, ceea ce cred că aștept cel mai mult, am fost foarte nerăbdătoare să primesc acest pachet. Este foarte frumos împachetat și nu mă așteptam să arate chiar așa frumos în realitate. Aici avem o siglă micuță, foarte drăguță și haideți să-l desfacem, fiindcă eu sunt foarte nerăbdătoare să văd cum e cartea din interior. Ok. Ups. Acum... încerc să scot întreagă.
Wow! Este Harry Potter and the Philosopher's Stone. Este ediția casei Slytherin, pentru că eu am fost repartizată la această casă. Arată foarte bine. Aici scrisul este în relief, la fel și imaginea. Iar aici scrie 20 de ani de Harry Potter. Wow! Chiar îmi place foarte mult. Aici în interior avem celelalte cărți din colecție. Scrisul este foarte, foarte frumos. La început avem câteva cuvinte despre casa din care aparțin eu, adică Slytherin. Avem o hartă care este și la editura Arthur, la cărțile cu Harry Potter. Pe spate, aici pe copertă, avem câteva lucruri despre autoare. La fel și aici. Și din nou câteva lucruri despre această casă. O imagine foarte frumoasă. Și avem și un test. Hogwarts Quiz. Avem aici câteva întrebări la care am să răspund după ce voi citi cartea. Și ce mi-a mai plăcut foarte mult este că la începutul capitolelor au aceste steluțe, sunt aceste steluțe. Și așa este pe spate, aici cred că este fantoma casei Slytherin. Da, această carte este apărută la editura Bloomsbury. Este foarte frumoasă și sunt foarte, foarte încântată de ea. Și da, cam acesta a fost unboxing-ul. Eu sper că v-a plăcut și cu siguranță o să ne vedem data viitoare cu un alt video. Până atunci, nu uitați să vă abonați și să dați un like dacă vă plac videoclipurile mele. Pa, pa, spor la citit!